And this is the translation. Ah, this one. Yeah, okay. Bună ziua tuturor! Domnule Kenji Okamura, vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră. Republica Moldova trece printr-un lanț de crize complexe și extrem de costisitoare din punct de vedere financiar și al bunăstării oamenilor. În 2020, pandemia de COVID-19 s-a suprapus în Republica Moldova cu una dintre cele mai severe secete din ultimele decenii. În 2021, spre sfârșitul anului, Moldova a fost prinsă într-o criză majoră cauzată de creșterea prețurilor la resursele energetice. Acum, în 2022, suntem în mijlocul altei furtuni economice și umanitare cauzate de războiul din Ucraina și de consecințele sale devastatoare asupra lanțurilor de aprovizionare, accesului la piețe de desfacere și stabilitatea prețurilor. Războiul are repercursiuni severe, inclusiv prin riscuri substanțiale în adresa securității alimentare, regionale și globale. Guvernul a răspuns provocărilor economice cu o serie de măsuri de natură compensatorie, inclusiv prin intermediul subvențiilor și compensațiilor directe sau indirecte, acordate gospodăriilor casnice și firmelor în valoare de peste 2 miliarde de lei, precum și prin majorarea pensiilor și altor plăți sociale curente, care au crescut cu 6 miliarde de lei. Evident, suita de crize din ultimii ani au cauzat sau au amplificat o serie de dezechilibre interne și externe. Creșterea generalizată a prețurilor este cea mai gravă amenințare în adresa nivelului de trai al cetățenilor noștri și creșterii economice a Republicii Moldova. Am răspuns și în continuare vom răspunde acestor riscuri cu maximă responsabilitate. În acest sens, asistența tehnică și financiară acordată de Fondul Monetar Internațional ne este de un real ajutor. Apreciem și ne exprimăm recunoștința pentru recenta decizie a Consiliului Directorilor Executiv al Fondului Monetar Internațional de suplimentare a asistenței financiare. Unul din obiectivele principale ale Guvernului a fost să restabilească încrederea partenerilor de dezvoltare, relațiile externe și să scoată Republica Moldova din izolare. Programul de reforme economice cu Fondul Monetar Internațional, anunțat în septembrie anul trecut, ne-a ajutat să consolidăm încrederea și altor parteneri. Și mă bucur că am reușit să dezvoltăm colaborări importante cu partenerii noștri, chiar și în aceste perioade dificile pentru toată lumea. Am văzut și creșterea semnificativă a asistenței nerambursabile sau a granturilor care au venit în susținerea Republicii Moldova și vom continua să mobilizăm asemenea ajutor pentru Republica Moldova, inclusiv în contextul încrederii acordate de programul cu Fondul Monetar Internațional. Dincolo de a răspunde crizelor acute, Guvernul rămâne ferm angajat pentru accelerarea creșterii economice pe termen lung, extinderea gradului de cuprindere socială și geografică și consolidarea rezilienței țării. Crizele au scos în evidență vulnerabilitățile cu care ne confruntăm, atât de natură structurală, cât și cele care pot fi înlăturate prin guvernanță mai bună la toate nivelurile. Mizăm în continuare pe sprijinul Fondului Monetar Internațional pentru avansarea agendei noastre ambițioase de transformare a țării în calea spre integrarea europeană. Vă mulțumesc! Bună ziua! Vă mulțumesc, doamnă prim-ministru, pentru cele spuse și pentru ospitalitatea.
sunt onorat și profund emoționat de prima mea vizită în Moldova, o țară cu care femeii are o istorie bogată și de lungă durată. Astăzi aș vrea să aduc un omagiu eroismului Moldovei și poporului ei. În ciuda multor probleme, dumneavoastră ați avut un rol istoric, deschizând casele și inimile către refugiații ucraineni. Moldova merită un sprijin puternic din partea comunității internaționale. Noi, cei de la FMI, suntem mândri să fim alături de Moldova, să sprijinim eforturile guvernului și să aprofundăm în continuare cooperarea noastră excelentă. Așa cum a spus doamna prim-ministru, la 11 mai, Consiliul Director Executiv a FMI a aprobat acordarea asistenței financiare suplimentare Republicii Moldova, pentru ca țara dumneavoastră să poată să facă față provocărilor legate de războiul de Ucraina, să încurajeze acordarea finanțării suplimentare din surse externe și să o acorde sprijin necesar pentru celor mai vulnerabile ale populației. Acesta este obiectivul FMI, de a ajuta statele membre și oamenii afectați. Lucrăm zi și noapte pentru a ajuta cât putem, de dragul Moldovei și a tuturor statelor membre ale FMI. În acest context, doamnă prim-ministru, și eu am avut discuții foarte, foarte productive și pozitive. Mi-am exprimat înaltă apreciere a acțiunilor ferme ale guvernului în ceea ce privește politica bugetară și cea monetară puternică pe fondul circumstanțelor foarte dificile legate de război și inflația din țară. Subvențiile pentru resurse energetice și majorările de pensii implementate de guvernul condus de doamna Gavriliță au fost benefice pentru sprijinirea celor mai vulnerabili. Țin să remarc angajamentul ferm al guvernului în ceea ce privește implementarea reformelor vitale ce țin de guvernanță. Deci, vă mulțumesc încă o dată, doamnă prim-ministru, pentru ospitalitate. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu dumneavoastră și colegii dumneavoastră pentru a consolida și mai mult parteneriatul nostru pentru promovarea agendei de reforme și creștere economice din Republica Moldova. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Okay.